Neața, dragilor, neața tuturor! Toamna se numără bobocii, dar și daunele provocate de soare pielii noastre. E bine să scăpăm repede de ele ca să ne putem arăta pielea chiar și acum toamna, deși ne plângem cu toții că deja este mai rece și dimineața și seara. Vorbim despre cum putem să avem acea piele strălucitoare chiar și în sezonul care urmează cu Diana Baicu, specialist în frumusețe. Neața! Neața! Acesta este un moment foarte important pentru îngrijirea pielii, pentru că trebuie să dăm un reset pielii. Avem două lucruri importante pe care le urmărim. Odată, să păstrăm bronzul pe care l-am obținut peste vară, de obicei cu un preț destul de mare, și să rezolvăm diversele inestetisme care pot să apară. În mod cert, apare la toată lumea deshidratarea, fără excepție, pentru că cu toții ne-am expus la soare, la vânt, apoi pot să apară pete pigmentare și poate să apară și roșața, depinde de tipul de ten. Ideal ar fi să facem cel puțin un tratament profesional. De ce? Pentru că ar trebui să facem o exfoliere ca să înlăturăm bariera de celule moarte și după aceea să facem o hidratare în profunzime. Și recomandăm în acest sens metodele de microneedling, microchanneling și ca tehnologii radiofrecvența fracționată sau HIFU. În ceea ce privește produsele cosmetice pe care trebuie să le folosim, sigur, trebuie să hidratăm, dar mare atenție cum hidratăm pielea, pentru că atunci când alegem un produs cosmetic care să hidrateze, trebuie să urmărim să hidrateze imediat, să hidrateze pe termen lung și să aibă și ingrediente care oferă protecție anti-deshidratare. Acum se vorbește din ce în ce mai mult despre microbiomul pielii. Ce este acest microbiom al pielii? Este format de o floră microbiană benefică, care trebuie să fie în echilibru și care ne protejează pielea. Pentru că pielea, sigur că cu toții vrem să fie frumoasă, să arate cât mai bine e posibil, dar are și un rol funcțional. Iar rolul ei este de a ne proteja. Ea trebuie să formeze o barieră de protecție pentru corpul nostru. Și atunci noi trebuie să fim foarte atenți să păstrăm echilibru. Această barieră de protecție trebuie să funcționeze tot timpul perfect. Și atunci trebuie să fim atenți la nivelul de apă, la nivelul de lipid, și la această floră microbiană. Și în ultimul timp, toți producătorii de cosmetice importanți lansează produse care conțin pre- și probiotice, care au grijă tocmai de acest microbiom al pielii. Apoi sunt foarte multe produse multifuncționale, care tot așa au grijă de acest microbiom al pielii. Și foarte important să folosim ingrediente clean, adică să nu folosim niciun fel de ingredient care ar putea să ne pună în pericol sănătatea pielii. De ce spun acest lucru și de ce este mai important decât oricând în acest moment acest lucru? Pentru că intervine un factor în plus. Pe lângă că ne-am expus la soare, la vânt și așa mai departe, cum am făcut în fiecare vară până acum, noi purtăm și mască. Și atunci nu uităm de acel efect de saună. Chiar dacă temperaturile au scăzut, acel efect de saună există încă și pielea noastră este sensibilizată. Și atunci recomandăm, dacă este posibil, fie formule personalizate, sunt formule pe care le creează medicii dermatologi și în care se adaugă exact ingredientele de care noi avem nevoie, în așa fel încât fiecare dintre noi să avem produsele perfect adaptate tipului nostru de ten. Adică avem pete pigmentare, vrem să hidratăm, dehidratat sigur avem nevoie, vrem să scăpăm de roșață și așa mai departe. Și apoi acele produse despre care vă spuneam, care se înscriu în conceptul de clean beauty, cum ar fi acesta, care este un produs care este în același timp demachiant, dar este în același timp și mască și care curăță în profunzime, dar care are mare grijă de această barieră de protecție a pielii. Ce frumos sună clean beauty, frumusețe curată, nici n-ar trebui să fie altfel decât curată. Spuneai că trebuie să păstrăm, dacă vrem, bronzul pentru cât mai mult timp. Cât putem să-l păstrăm și cât de importantă este hidratarea tocmai ca să păstrăm această nuanță aurie până târziu în iarnă? Ca să păstrăm această nuanță este importantă exfolierea, cu toate că foarte multe persoane consideră că dacă se exfoliază, bronzul se va duce. Nu se întâmplă deloc așa. Dimpotrivă, bronzul nostru va fi cu atât mai vizibil. Deci trebuie să exfoliem și trebuie să hidratăm. Să știți că există foarte multe produse care sunt special concepute pentru a prelungi lungimea bronzului. De obicei se numesc presolei sau after sun și este ideal să folosim aceste produse. Sigur că aceste produse nu doar că ne prelungesc bronzul, dar ele și hidratează. Și hidratează, așa cum am spus, la cele trei nivele. Și putem, dacă procedăm așa cum trebuie, adică exfoliem blând, nu, atenție, și exfoliantul e foarte important, am mai vorbit despre asta, să nu fie agresiv. Pentru că atunci tocmai distrugem această barieră de protecție și ajungem la alte inestetisme mult mai importante, dar putem să-l păstrăm mai multe luni, dacă avem grijă.
Mulțumim tare mult, Diana, cu noutăți din industria frumuseții. Iată ce mai pun specialiștii în produse, dragilor, probiotice, prebiotice. Sunt, din fericire, și creme care ne ajută să ne depigmentăm. Asta în cazul în care ne-am brozat cu mască în acest sezon nou estival de care am avut parte în 2020. Cam acestea au fost informațiile. Vă pupăm!